Să urmărim această acțiune cu Leo Messi. Xavi, șuta lui Xavi și Casillas, o primă intervenție în primul minut, secunda 25. Maximă, Sergio Ramos așează centrarea și în careu acolo a fost ceva. Sergio Ramos centrează! Deschide scorul pentru Real Madrid! 19 goluri pentru Pipita Higuaín! 15 puncte! Iată-l pe Henry! Trece spectaculos de Sergio Ramos! Titi Henry cu Carabao în față! Ce tare! Ce ocazie, Samuel Eto'o! Este culoare pentru a pătrunde! Messi aruncă spectaculos! Extraordinară șansă! Gol! 1-1! Leo Messi, o pasă senzațională, iar Henry egalează! Un duel între Higuaín și Henry! 19 goluri Higuaín, 18 Henry! 7... A urcat Gerard Piqué, centrare fața porții! Barcelona, are Robben, trece, scoate pentru Higuaín, Higuaín e blocat de Xavi, Higuaín ține mult mingea, extraordinar, scoate pentru Arjen Robben, ratează minge în careu, Higuaín, extraordinar, Daniel Alves, Samuel Eto'o în dreapta, Messi singur, Casillas blochează, Samuel Eto'o primește, Samuel Eto'o, poziție regulamentară, Casillas paradă, atunci când a pierdut balonul. Oh, ce recuperare, atenție la această fază, Leo Messi singur cu portarul! Gol, 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 Messi! Gol, Barcelona! Minutul 35, Leo Messi închide meciul! Uluitor, își mușcă buzele, Casillas este 3-1, minutul 35! Era normal să fie și nervos, Robben centrează, gol! Gol! Sergio Ramos în minutul 10, spunea Nacho Răducan în pauză, dacă în primele 10 minute marchează Madridul, se poate întâmpla orice și iată ce înseamnă un fotbalist ca Nacho. Nu a fost offside și este gol! Senzațional! Un minut au visat cei din tribună. Minutul 58. Henry marchează, reușește o dublă. 4-2. Acum trebuie să spun invers, pe cât de bine joacă în atac Sergio Ramos. E o greșeală pe care o fac mulți atacanți. Iată-l acum pe Xavi. Ce piruetă, Leo Messi singur cu portarul. Gol, 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 gol. Gol! Messi, fotbalistul planetei, Leo Messi marchează al doilea său. Samuel Eto'o, centrare în fața porții, Cannavaro a trimis către propria poartă și gol! Gol! Dacă pe Bernabeu scrie un fundaș central al Barcelonei, nu se mai poate spune nimic. Barcelona joacă tenis cu Real Madrid și iată imaginea umilinței pe Bernabeu. Spectatori care nu suportă această umilință, Raul aproape...